Schimbăm registrul, revenim în țară cu noi avertismente din partea Ministerului Sănătății. Creșterea cazurilor de COVID-19 înregistrată în ultimele zile ar putea duce la apariția valului 6 în țara noastră, a anunțat ministrul Alexandru Rafila. Tot el spune că deocamdată nu e cazul să ne facem griji cu privire la reintroducerea restricțiilor. Acest lucru s-ar putea întâmpla însă în momentul în care gradul de ocupare al paturilor de pe secțiile ATI va ajunge la 50%. Comentăm aceste informații cu medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Autoritățile au anunțat azi 3725 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus în ultimele 24 de ore și se pare că ne stabilizăm în jurul acestei cifre, deși eram pe un trend descrescător, undeva sub 2000 de cazuri. Ne așteptăm să mergem și mai sus de aici? Cum ar trebui să interpreteze cei care ne privesc aceste date raportat la măsurile de protecție pe care le iau? Da, datele nu arată bine dacă comparăm cu situația dinaintea ridicării restricțiilor. Se vede o creștere a numărului de cazuri, dar mai îngrijorător, spun eu, este faptul că tot mai puțin oameni vin să se testeze și, din punctul meu de vedere, aceste cifre nu indică realitatea cazurilor de COVID din România din acest moment. Sunt persoane simptomatice care își fac doar teste rapide acasă și nu ajung, care sunt negative, dar nu mai ajung într-un sistem de, într-un centru de recoltare pentru a confirma, de fapt, infecția. Și acest lucru duce la răspândirea în comunitate a infecției într-un mod care, din punctul meu de vedere, va ajunge într-un punct critic la un moment dat. Sigur, suntem într-o zonă în care lucrurile sunt încă gestionabile în spital, nu avem o creștere a numărului de pacienți în terapie intensivă, dar secțiile de terapie intensivă sunt, cel puțin în Institutul Marius Nasta, cu pacienți gravi și secția COVID, chiar dacă am redus numărul de paturi în nivelul 3 a planului de reziliență, adică număr minim de paturi, sper că în următoarele săptămâni să nu trebuiască să rămânem la fel, să nu trebuiască să ridicăm iar numărul de paturi destinate pacientului COVID. Da, echivalează până la urmă ridicarea restricțiilor cu o decredibilizare a existenței virusului. Până la urmă, nimeni nu se mai gândește în acest moment în interacțiunea din supermarketuri, din mall-uri, din restaurante. Nimeni nu se mai gândește că acolo s-ar putea îmbolnăvi. Cum ar trebui să privească această situație cei care își doresc să împiedice o posibilă infectare cu virusul SARS-CoV-2? Din păcate, așa cum s-a demonstrat de 2 ani, virusul există. Riscul de contagiune cel mai mare îl avem în spațiile închise, mai ales aglomerate. Riscul de evoluție severă îl avem atunci când nu am avut contact sub nicio formă cu virusul sau cu vaccinul pentru a ne stimula imunitatea în sensul acesta. Soluția este simplă, deși dificil de aplicat după atâția ani de restricții, purtarea măștii acolo unde riscul de infectare există, mai ales dacă chiar dacă am avut și am trecut prin COVID cu alte tulpini, riscul să ne infectăm cu Omicron este mare, iar pericolul care vine în acest moment din atât din Europa de vest, unde a început să crească numărul de cazuri, dar este semnalat și în alte părți ale lumii, este sub varianta Omicron, adică Omicron 2, care pare să fie extrem de contagioasă și nu avem în acest moment date despre imunitatea pe care au persoanele care au trecut prin infecție cu Omicron 1, dacă sunt la risc de a se infecta și cu Omicron 2. Da, sunt speranțe, doamna doctor. O ultimă întrebare, că pe măsură ce începe să se încălzească și vedem că temperaturile cresc, oamenii vor petrece mai mult timp în aer liber și gradul de transmitere va scădea? Sigur, este un lucru pe care îl așteptăm cu toții. Am văzut acest efect în vara anului 2021, chiar și în România. Însă mai avem câteva luni până să ajungem în vară și comportamentul coronavirusului în acest moment nu respectă în mod obligatoriu sezonalitatea, așa ca și virusul gripal. Vă mulțumesc foarte mult, Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală.